Știți de ce Italia are un interes global, unde toți și-ar dori să trăiască? Italia ocupă 0,5% din pământ, iar acolo trăiește 0,83% din umanitate. Condițiile bioclimatice sunt unice în lume, permițând peninsulei să fie prima națiune din lume pentru biodiversitate. 7.000 de legume diferite, urmată de Brazilia cu 3.000. 58.000 de specii de animale, urmată de China cu 20.000. 1.800 de vițe de vie spontană, urmată de Franța cu 200. 997 de tipuri de mere. Există 1.227 în întreaga lume. 140 de tipuri de grâu, urmate de SUA cu 6. Italia deține 70% din patrimoniul artistic și uman, restul de 30% este împrăștiat pe tot restul planetei. În practică, ne aflăm într-o grădină a Edenului, dar puțini italieni o apreciază și o respectă ca atare.